Andreea Mantea, șocată de fiul ei. Ce întrebări incomode îi pune micuțul David, mă văd nevoită să. Andreea Mantea este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România, dar totodată și una dintre cele mai răvășitoare apariții din showbizul românesc. Vedeta se simte extrem de împlinită de când David, fiul ei, a venit pe lume și este extrem de apropiată de micuț. Cu toate acestea, de când a crescut, băiețelul a început să-i dea prezentatoarei mari bătăi de cap și reușește să-și lase mama fără cuvinte atunci când îi adresează întrebări. Prezentatoarea de la canal de a mărturisit în cadrul unui interviu că fiul ei îi adresează întrebări la care nu se aștepta, mai ales că micuțul are o vârstă destul de fragedă. Cu toate acestea, încearcă să se adapteze și să-i fie alături în orice situație, spune ea. Ca orice copil, David mai face și năzbâti, însă nu asta o surprinde pe Andreea Mantea. Ceea ce o uimește tot mai tare pe frumoasa brunetă este faptul că deseori, micuțul îi adresează diverse întrebări la care nu se aștepta. Ea consideră că nu sunt deloc adecvate vârstei lui, însă se străduiește să îl înțeleagă și să conștientizeze că așa sunt copiii în ziua de azi. Întrebări care nu ar trebui adresate la vârsta lui. Dar vreau să par tânără, nu vreau să par surdă, prea închisă la minte. Vreau să fiu deschisă și vreau să înțeleg, să fiu înțelegătoare și să conștientizez că ăștia sunt copiii din ziua de azi. Ei au parte de mai multă informație față de cât ar trebui, chiar dacă fiul meu nu are telefon și mai primește, din când în când, un telefon vechi de ale mele. Cu toate acestea, tot are parte de extrem de multă informație. Și mă văd nevoită să răspund la niște întrebări la care nu mă așteptam să mi le adreseze acum la vârsta asta. E dornic să facă extrem de multe lucruri în domenii extrem de diferite. Nici o legătură unul cu celălalt. Pentru că, înțeleg și asta. Cred că pur și simplu încearcă să descopere ce îi place și ce nu îi place. Și cred că de aici toată nebunia asta. Dar eu îi sunt alături, încerc să îl îndrum, să îi fiu acolo alături și să îl las pe el să decide ce vrea, cum vrea, când vrea, a declarat Andreea Mantea în cadrul unui interviu pentru Viva.